să spun povești neștiute despre lucruri știute. Iar eu sunt doar un personaj din aceste povești. O să te duc pe Lotru, undeva sus, la obârșia lui, acolo unde se întâlnesc munții Lotriței cu munții Parângului, între Brezoi și Voineasa. Vagoane întregi încărcate cu mică și aur au plecat de aici spre tărâmuri necunoscute. Astăzi minele sunt dezafectate, așa că în aur mai cântăresc acum doar poveștile acestor locuri. Romii stabiliți în preajma fostelor mine spun că un tovarăș al meu, miner și el, chiar a încercat să-și vândă vorbele. Păi noi eram aici, acolo sus, chiar la mine acolo. Și lucra la mină asta de aur atunci, pe timpul ăla, nea Vasile ăsta turcul care a murit bătrânul. După ce s-a desfințat lucrarea, el a rămas paznic. El zicea așa, știi, ca să îl prindă de limbă, că să-i spune nu știu ce, bă, dacă îmi dai asta sau îmi faci asta, îmi faci asta, ți spun unde duc aurul sau ce fac. Vrea vilă, vrea pământ în altă parte. Pe atunci, însă, noi, minerii, ne vindeam tăcerea. Aveam salarii foarte mari și ne hrăneau foarte bine. Așa că nu ne puneam întrebări și nici nu povesteam acasă ce am văzut sau ce am auzit. Le puneau masă, le punea, făcea petrecere mare de bucurie că iasă sănături după galerie. Aici ne-am pomenit de copii. Tata meu n-a plecat pe nicăieri, noi în valea asta am copilărit, în valea asta am stat. Minele ne-am prins, am 63 de ani. Aici au fost sus, acolo sunt două sus acolo. Era secret lucrul ăsta. Nici nu ne lăsa să intrăm noi în atelierul ăsta unde se prelucra. El unde l-alegea aurul. L-alegeau de ales. Făcea metal de aur, dar ăla nu l-arăta la mie sau la... Cum să ai voie să intri dacă era poliție, era lume, n-aveai cum? Și noi, uite, ne-am dus de pe lumea asta și tot nu le-am aflat pe toate. Încărcam aurul seara într-o mocăniță, apoi mergeam acasă. Mocănița pleca noaptea cu aur cu tot. Îi spuneam trenul negru sau trenul fantomă. Ei prefabrica piatra decât ce scotea ei cu vagonețul. Cu trenul fără mic. Noaptea s-ar fi dus la vale. Unde? Nu știm, la vale. Mai departe intra în circuitul căii ferate a Carpatinei și apoi la gara Lotru. Ce s-a întâmplat după noi, nu știu. Mai toți am murit de silicoză, eram încă tineri. Am auzit că prin anii 50 a fost o grevă și minele s-au închis. Sunt astupate de a rămas în vagonie și tot. Ele încă n-a scos utilajele astea care le băgau ei pe timpul ăla. Ai grijă totuși să nu te abați prin aceste locuri noapte. Se spune că minele părăsite sunt pântuite. Încă de pe vremea când lucram la mina de aur, dintr-o galerie din apropiere, de unde s-a extras cândva mică, se auzeau tot felul de voci. Era la cataractele Lotru. Acum, pe aici, nu mai calcă picior de om. Păi
aici erau și familii, aveau autobuz, aveau cinematograf, aveau magazin, brutărie, dispensar, cantină. Porcăria era în partea lantă, cabana numărul 3, cabana numărul 4, baia și spălătoria, după aia vine cabana numărul 5, după aia cabana numărul 6. Cimitirul din munte mai știe doar paznicul fostei colonii miniere. Din 40, de când au început exploatarea, a luat-o, a lucrat român prima dată. Și după aia a intrat nemță, a ocupat țara, după ce a ocupat-o, a exploatat-o nemță. Timpul războiului și după aia, când s-a dat românii cu rușii, s-a pus contra nemților. Și atunci a băgat minerii mină și când i-a respins pe nemți, a pus dinamită și a explodat mina cu mineri cu totul. Și celelalte mine din zona sunt păzite, dar nu de oameni. Păi ce Dumnezeu să vă povestesc de magaua aia? Exista ceva pe galeriile astea părăsite. Dar nu oameni. Dacă prinde mâncă, ce să mele scap? Dacă ajunge în gura lui, nu mai scap nimic. Ce Dumnezeu să mai scapi? Și îți mai dau un sfat. Dacă tot ai avut necazul să dai de duhul minelor, să treci pe la descântătorul Ceauru. E la fel de priceput ca bunicul lui, care pe vremuri ne vindeca de speriat. Cum se stinge focul de apă, așa se stinge durerii și greutățile și rău se ducă în lume. Cum se stinge focul de apă, așa se stinge durerii și greutățile și rău se ducă în lume. Cum se stinge focul, se stingă răutățile și boalile și răutățile și durerile la lume.